Mi se întâmplă în deplasările destul de dese prin țară să stau de vorbă cu frați slujitori sau cu frați din biserici și o concluzie care se conturează tot mai tare în ultima perioadă de vreme este că Biserica Creștină are probleme. Știu că nu vă surâ de afirmația aceasta. Sunt convins că Biserica Creștină are puncte uh, tari. În această vreme. Până oară, bisericile mari sunt foarte bine organizate. Bisericile mari au grupe care slujesc foarte calificate în anumite domenii. Au predicatori foarte bine pregătiți. Pentru toate acestea, ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că e ajutorul lui Dumnezeu acesta, nu? Numai că sunt domenii în viața bisericii, în viața creștinilor, care sunt punctele slabe, dacă vreți, ale Bisericii Creștine. Și unul dintre acestea este viața de fiecare zi. Viața trăită. Noi suntem cu Biserica aceasta într-o perioadă de post și rugăciune. Suntem undeva spre final, așa cum am anunțat. Și subiectul mare asupra căruia ne-am oprit în această perioadă a fost viața creștină practică. Suntem experți în a face. Teoria Bibliei. Suntem experți în a aborda un text, ai face exegeza și a încercat, dragi mei, să spunem foarte multe teorii despre ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea este, după ce plecăm de aici, care e relevanța acestui Cuvânt vorbit de Dumnezeu în viața mea de luni, de marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică? Pentru că, dragii mei, noi nu vom reuși niciodată să fim cu impact asupra societății, să avem relevanță în societatea aceasta, dacă viața noastră nu este în acord cu voia lui Dumnezeu. Putem să vorbim frumos. Dar Evanghelia cea mai puternică, dragii mei, care are forță, este Evanghelia vieții de fiecare zi, pe care oamenii o văd viața creștină practică. Și am luat în această perioadă câteva aspecte ale acestei vieți creștine practice și ne-am oprit în general asupra acestei predici a Domnului Iisus Hristos, predica de pe munte. Și în această dimineață suntem la acest pasaj pe care l-ați auzit, unde Domnul vorbește foarte clar, să nu judecați. Acum, fiecare dintre noi, ca oameni, facem judecăți de valoare. N-am putea fi oameni dacă n-am judecat. Judecata, dragii mei, este o capacitate cu care ne-a zestrat Dumnezeu de a gândi rațional, de a evalua lucrurile. Și după ce cumpărim foarte bine, luăm decizii. Nu asta faceți noastră în fiecare zi. Ne uităm, evaluăm și discernem, alegem între bine și rău, între avantaje și dezavantaje. Nu mai dragii mei, că uneori ni se întâmplă în viață că această capacitate pe care ne-a dat-o Dumnezeu să judecăm, o ducem în sfera persoanelor. Știți că sunt oameni care, nu doar aici în biserică, în fiecare biserică, de cum intră în casa lui Dumnezeu, încep să judece. nu, nu credeți asta. Sunt convins că astăzi de dimineața, de când a venit aici, și ne-am uitat la frații ăștia, și-au cântat, i-am judecat. De bine sau de rău, altă poveste. Dar ne-am uitat la ei, am evalu -ă, a evaluat ceea ce fac și am tras o concluzie. Unii judecă pe cei ce ies, alții judecă pe cei ce intră, unii judecă pe cel ce cântă, alții judecă pe cel ce predică. Ei, dragii mei, în acest context al acestei capacități pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin creație, să evaluăm, să discernem, să judecăm dacă vreți, Domnul Isus Hristos vine și spune să nu judecați. O să vă întreb, trebuie multă explicație la pasajul acesta, atât simplu, așa de simplu pe care l-am citit în Biblie? Să nu judecați și punct! Mai e nevoie de ceva? Vreau să vă întreb, câți din locul acesta cădem sub incidența acestei interdicții a Domnului Iisus Hristos? Nu cred că este om care cel puțin o dată în viață să nu fi judecat pe cineva. Numai că în altă parte Sfânta Scriptură zice ceva. Și anume, nu că ne interzice să judecăm, ci chiar ne responsabilizează să judecăm. Nu credeți asta, nu? Apostolul Pavel când scrie Corintenul zice așa, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Spune Biblia asta sau nu spune frații mei? Acum puneți-le astea două împreună. Nu judecați și datoria voastră să judecați. Vă descurcați aici, dragii mei. Nu e o dilemă. În aceași carte care zicem e cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și este, e credința noastră. Puneți-le împreună, judecăm sau nu judecăm. Ce ziceți? E adevărată una și neadevărată alta? E adevărat asta și cealaltă nu e adevărată? Sau amândouă adevărate? Amândouă adevărate. Pentru că, dragii mei, E datoria noastră să ne uităm, să evaluăm, să tragem concluzii, să știm ce avem de făcut. Dar Domnul Iisus Hristos pune discuția aceasta în contextul fariseismului. De aceea spune în versetul, în versetul 5, fățarnicule, fariseule. De ce vezi tu... Paiul din ochiul fratelui tău, nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău. Adică, de ce judeci fariseic? Asta nu trebuie să o faci. Oprește-te! Deci, mai despre asta vreau să predic. Minute, puține o să predic în această dimineață, pentru că avem și o bine de copii, despre viața creștină practică și judecata fariseică. De ce interzice Domnul Iisus Hristos acest tip de judecată? Frați și surori, prieteni dragi, nu judeca să nu fi judecat. E o poruncă foarte clară, dragii mei, e o interdicție categorică spusă de Domnul Iisus Hristos pe care o numim Mântuitorul nostru. Nu judeca să nu fi judecat. De ce face Domnul lucrul acesta? Dragii mei, judecata fariseică are preocupări greșite cu privire la semen. Vreau să vă întreb, mă învață cuvântul lui Dumnezeu să mă preocup de ceilalți oameni, să mă preocup de semenii mei? Ce ziceți? N-aș fi creștin dacă n-aș face asta. Viața creștină, dragii mei, adevărată, este viața care se preocupă de ceilalți. De aceea ne-a pus Dumnezeu în această comunitate, ca, dacă vreți, care se cheamă Biserica lui Dumnezeu și ne-a legat pe unii de alții. Să ne preocupăm unii de ceilalți. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Nu? Purtați-vă sarcinile unei altora. Dacă unul dintre voi a căzut deodată în vreo greșeală. Sunt din aștept printre noi. Voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul Blândeței. Mă învață cartea asta, dragii mei, să mă preocup de ceilalți. Mă învață sau nu mă învață? Dar judecata fariseică are de-a face, dragii mei, cu o preocupare greșită față de celălalt. Zice Domnul aici, de ce vezi tu, paiul din ochiul fratelui tău. Chiar de ce îl vezi? Pentru că asta te uiți. Asta cauți. Cum poți zice fratelui tău despre paiul lui? Pentru că ăsta e subiectul tău preferat. Mă înțelege, dragii mei? Ori semenul de lângă mine nu are nevoie să scotocesc eu după greșelile lui. Are nevoie de ajutorul meu. Fie printr-o vorbire înțeleaptă, cu blândețe, fie printr-o rugăciune serioasă spusă înaintea lui Dumnezeu, fie plecându-mă sub povara lui. N-are nevoie de așa ceva. Să fiu eu după el ca un radar, ca un detector în fiecare zi. Ai făcut-o și pe asta, ai făcut-o și pe asta, vezi, ai făcut-o și pe cealaltă. Sunt convins că dacă v-aș provoca în această dimineață, nu o fac. S-ar putea să o faceți și neprovocați. Să faceți o listă cu câteva greșeli pe care le-am făcut eu de când am început slujba. Ați găsit multe. Unii le-ați găsit, poate. Că cu asta v-ați ocupat. Am auzit pe un predicator care s-a dus undeva într-o biserică și a predicat. Și la sfârșit a venit o soră la el și a venit cu o coală din asta mare, A4, i a patru, el a împăturit așa, patru, și a zis, frate, am ceva din partea Domnului pentru tine. Însă a crezut că are un mesaj de la Dumnezeu pentru el. Și când a desfăcut foaia aceea, erau uh, greșelile pe care sora asta le-a depistat în exprimările lui din predicare. Nu să vă întreb, cu ce a rămas femeia aceea din predica din ziua respectivă? De ce vezi tu greșelile? Păi după asta te uiți. Nu te uiți după altceva. De ce vezi tu greșelile predicatorului sau cântărețului sau recitatorului sau celui care se roagă sau celui care trece pe lângă tine și te salută în oraș sau cine știe unde. De ce le vezi? Pentru că astea cauți. Cum pot zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul? Păi ăsta e subiectul care îți place. Subiectul preferat. Dar, Gime, această preocupare greșită pentru semeni ne duce să ignorăm părțile pozitive din viața cuiva. Vreau să vă întreb, credeți că fiecare om, cât de rău fi, are și ceva bun în el? Dar dacă eu vreau să văd doar greșelile, doar călcările lui de lege, dacă vreți, astea le văd, niciodată nu voi vedea cum ăsta are o zi când se uită frumos. Are o zi când a scos o vorbă înțeleaptă, chiar dacă el nu-i foarte înțelept, dar într-o zi a scos o vorbă înțeleaptă. Eu nu văd lucrul acesta. Știți, Domnul Isus Hristos a intrat într-o zi în casa lui Zacheu și știți ce se povestea în târg după ce a intrat Domnul acolo? În piață. În... A intrat să găzduiască la un om păcătos. Și nu vedeau nimic altceva decât că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Niciunul n-a văzut ce minune extraordinară a făcut Domnul în casa unui păcătos. Că a mântuit pe un, pe un vameș și l-a făcut să fie fiul lui Avram. E asta minune sau nu minune? Dar cine a văzut asta? Toți cei din din, 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 Ierion au zis, asta a făcut, uite, a intrat să găzduiască la păcătoși. Dar n-ați văzut că a făcut un lucru bun acolo? Că a făcut o minune. Că de aceea a venit din cer în această lume Domnul Iisus Hristos să caute să mântuiască pe cei păcătoși. Și dacă Zacheu un păcătos, a intrat la el, nu să se dea cu păcătoșii, să mântuiască păcătoșii. N-ați văzut că a mântuit un păcătos? Dar Judecata asta fariseică, concentrată, dragii mei, greșit spre semen, ignoră aspectele pozitive din viața celuilalt. Dar nu doar că ignoră aspectele pozitive, ignoră împrejurările de viață prin care celălalt trece. Știți că împrejurările de viață ne afectează pozitiv sau negativ? Știți? S-ar putea într-o suferință majoră să reacționăm nepotrivit. Și sunt convins că în locul acesta noi oamenii ne aducem aminte din istoria noastră când într-o situație presantă de viață am reacționat nepotrivit. Și apoi ne-a venit mintea la cap și am zis, cum de n-am putut să fiu mai atent? Nu mi s-a întâmplat niciodată. Zicea Iov așa, cel care suferă, are drept la mila prietenilor, chiar dacă părăsește frică de cel prea înalt. Mă auziți? Cel care suferă s-ar putea să reacționeze nepotrivit, dar are drept la milă că suferă. Cel care suferă nu are nevoie să-i vânezi eu greșelile, să-l judec. Are nevoie de mila mea. Și are nevoie de rugăciunea mea. Și are nevoie poate de un umăr pe care să poată plânge. De aceea, dragii mei, n-ar trebui să mă repezesc să judec pe cineva, că nu știu prin ce situație trece. S-au ridicat prietenii lui Iov și a zis unul dintre ei, mi se pare țofar din ama, să rămână această neva, nevală de vorbe fără răspuns să creadă limbutul care dreptate? Adică toată tânguirea asta lui Iov în suferința lui pentru, pentru prietenul ăsta lui Iov care zice se că era prieten, nu era decât o mare greșeală pe care o făcea, făcea Iov înaintea lui Dumnezeu, că vorbește așa, e limbut. Am ascultat uh, mărturia unor frați din țară, este în țară un grup de tineri, mi se pare că de prin Moldova, vreo patru băieți care cântă ei și se duc din loc în loc și cântă, doi dintre ei cântă și cu acordeonul, dar toți cântă cu vocea, doi cu acordeonul. Și uh, acum, în mod asta cu internetul, cu postările, mulți din ăștia, internauți din ăștia au început să-l judece pe unul dintre ei care cânta la acordeon și, și ziceau așa pe internet înainte de a cânta, învață să ții bine în brațe acordionul. un frate de-a lui s-a ridicat într-o biserică nu să dea o replică dar să spun așa înainte de a judeca ascultă istoria vieții lui și iată care e istoria. Băiatul ăsta când l-a născut mama sa, l-a născut de 5 kg și vreo 300 de, de grame. E, 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 peste obișnuit. Și doctorul care a ajutat la naștere, l-a prins greșit de mâna dreaptă, a tras și a rumâna. L-a dat acasă la mama sa și la taică, să nu știau că i să După trei luni de zile, mama a zis, dar băiatul ăsta nu-și mișcă numai mâna stângă. L-a dus la medic. Și da, a constatat că i s-a rupt mâna dreaptă. Au încercat să o pună în ghips, să-i facă tratamente, nu știu ce, un pic cam târziu. Și mâna dreaptă nu s-a dezvoltat, a rămas mai scurtă decât mâna stângă. Și băiatul ăsta are har de la Dumnezeu, așa cu mâna asta, cu un fel de handicap, dacă vreți, să cânte la acordeon. Cântă foarte bine. Dar pentru că mâna asta e mai scurtă, își ține acordeonul un pic într-o parte să aibă acces mai ușor la claviatură. Înțelegeți? Și de o cură mai jos și de alta mai sus, ca să... Dar nimeni nu știe chestia asta. Pricepeți? nu știe istoria. Dar toți îl judecă și zic, păi înainte de a cânta, învață să ți ții acordeonul. Vreau să vă întreb, e important să știi istoria cuiva înainte de a judeca? Deci, judecata asta fariseică, care se ocupă greșit de semen, ignoră împrejurările de viață istoria cuiva. În suferința prin care trecea Iov, dragii mei, Iov avea nevoie de înțelegere, nu de judecată. Și au venit trei prieteni ai lui, ci că să-l ajute, să-l susțină. Dar numai asta n-au făcut-o. Înțelegeți? Numai asta n-au făcut-o. L-au judecat, judecată după judecată. Până a venit Dumnezeu mânios pe ăștia că l-au tot judecat. Și a zis Dumnezeu din cer exact după principiul ăsta. Nu judeca să nu fie judecat, a zis Dumnezeu către Iov, Iov, adu o jertfă pentru ei, că dacă n-a adus tu o jertfă pentru ei, o să judecă, o să-i prăpădesc. Numai în virtutea jertfei pe care o dus tu o să-mire de ei. Ca sub o sândă, sub judecată. Ei care au judecat zile la rând. Poate că mai spun un, un singur lucru, dar mi și ăsta mai scurt. În al doilea rând, judecata fariseică își asumă un statut pe care nu i l-a dat nimeni. Acum, vreau să vă întreb, cum se numește omul care judecă în societatea în care trăim? Judecător, nu? Ăsta e statutul lui. De fiecare dată când eu judec pe cineva, îmi pun invizibil, dacă vreți, roba de judecător. Și întrebarea pe care trebuie să mi-o pun este următoarea: cine m-a făcut judecător? Vă spun o dată întrebarea asta, serios, când ați judecat pe alții, cine m-a făcut pe mine judecător? Știți că în Vechiul Testament, când Moise, care era prinț în Egipt, a ieșit într-o zi să-și vadă frații și l-a văzut pe un. Evreu a suprim pe un alt evreu a zis nu e bine să faceți asta că voi sunteți Frați Și unul dintre ei a dat următoarea replică Cine te-a pus pe tine mai mare sau Judecător peste noi Cine ți-a dat ție statutul ăsta În Iacov dragii mei În capitolul 4 mi se pare Spune cuvântul lui Dumnezeu așa Sau pune Dumnezeu, prin omul ăsta, o întrebare. Cine ești tu ca să judeci pe fratele tău? Ți-a dat cineva statutul ăsta? Te-a pus cineva în locul acesta de judecător? Știți că despre Domnul Isus Hristos, spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu nu l-a trimis în lumea asta să judece. Chiar dacă el este judecătorul de săvârșit într-o zi va judeca cu dreptate lumea aceasta. Așa mă învață Sfânta Scriptură. El va judeca. Toți trebuie să stăm în fața scaunului de judecată lui Hristos. Dar când l-a trimis Dumnezeu în lumea asta, nu l-a trimis să judece. Și din cauza asta, dragii mei, Domnul Iisus Hristos n-a judecat nici măcar în momente când oamenii s-ar fi așteptat să judece. Știți? O vin la el niște iudei cu o femeie. Și au zis învățătorile, am prins-o să vârșim păcatul. Uite ce zice Moise, o asemenea femeie trebuie să fie omorâtă cu pietre. Tu ce zici? Era grea dilema asta, frații mei. Pentru că era clar în scriptură, o asemenea femeie trebuie să fie uh, omorâtă cu pietre. A călcat morala lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Și a zis Domnul Iisus Hristos așa, acela dintre voi care nu are niciun păcat, acela să ia piatra și să arunce cel din tâi în ea. Și s-a plecat să scrie pe pământ. S-a ridicat, nu era niciunul. Și a zis Domnul către femeie, femeie, unde sunt părășii tăi? Nu te-au osândit, te osândit niciunul? Niciunul, Doamne. Și acum sunt cuvintele extraordinare a Domnului. Nici eu nu te osândesc. Nu te judec. Pentru că în această ipostază nu mi-a dat Dumnezeu statutul de judecător, ci de mântuitor. Mă înțelegeți, dragii mei? Judecat, judecata fariseică și asumă un rol, un statut pe care nu i-l a dat nimeni, acela de judecător. Cine face așa, îi ia locul lui Dumnezeu și vreau să vă întreb dacă Dumnezeu permite locul acesta. Dumnezeu este judecătorul legii. El este dătătorul și judecătorul legii, el care poate să mântuiască și să piardă, zice apostolul Iacov. Și când fac locul acesta iau rolul lui Dumnezeu. Știți că oamenii lui Dumnezeu din scriptură s-au ferit să ia locul lui Dumnezeu în acest sens? Săteau frații lui Iosif în, 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 în Egipt după ce li s-a făcut de cunoscut Iosif și au văzut cât e de mare și ce putere are în Egipt, discutau discuta unii cu alții și ziceau, o să moară tata și o să se răzbune pe noi. Să mergem să zicem, tatăl nostru pe când încă trăia a zis asta, uite, poartă-te așa cu noi. Știi ce a zis Iosif către ei? Oare, fiți fără frică, oare sunt eu în locul lui Dumnezeu? Nu sunt locul lui Dumnezeu. Nu pot lua locul lui Dumnezeu. Să vă judec, să mă răzbun. Asta e o treabă care ține de Dumnezeu din ceruri. Deci ce mă opresc aici? Viața mea creștină practică trebuie să evite judecata fariseică. Pentru că într-o zi, așa cum am făcut, așa Dumnezeu îmi va face. Așa cum am judecat eu pe toată lumea, Dumnezeu va veni să mă judece într-o zi. Cu măsura cu care am măsurat eu la alții. De aceea, dragii mei, dacă Biblia mă învață să fiu atent, să mă uit la semenii să mă implic în viața lor spre bine, Dumnezeu să ne ajute să ne implicăm spre bine. Niciodată spre rău. Pentru că avem nevoie, dragii mei, de iubirea creștină practică. Să facă Dumnezeu lucrul acesta I mean...